Pentru prima dată în România a avut loc o etapă a campionatului mondial de super enduro, iar cei mai cunoscuți motociclisti s-au întrecut pe un traseu dificil în interior. Sala a fost transformată special pentru ca motocicletele de enduro să facă spectacol. Un adevărat spectacol plin de adrenalină. De asta au avut parte mii de oameni care au participat la una dintre etapele campionatului mondial de super enduro organizată la sala polivalentă din Cluj. Pe prima linie la start! Chiar dacă evenimentul a fost organizat într-un spațiu închis, concurenții au avut parte de un traseu extrem de dificil, amenajat cu pietre uriașe, bușteni, pământ și alte obstacole masive. Patru sportivi români s-au aliniat la startul concursului. Sergiu Grecu este și campionul României la acest sport și este cel mai bine clasat în topul mondial. De la 4 ani mă dau pe motor. De fiecare dată când trebuie să merg la un concurs există emoții, mai ales în partea de început. La super enduro emoțiile mele cele mai mari sunt în partea de calificări, la time practice. Dar după când ajung la grila de start în finală, chiar dacă este un public foarte mare, ești mult prea focusat pe ce trebuie să faci ca să mai simți emoțiile respective. La competiția de la Cluj-Napoca au fost prezenți cei mai cunoscuți motocicliști din lume. Și chiar dacă a fost un weekend bun pentru sportivii străini, Manuel s-a clasat pe podium alături de Johnny Walker și superstarul Billy Bolt. Britanicul a și câștigat etapa de la Cluj după o cursă plină de suspans. Spectacolul pe motoare va reveni în România și anul viitor.